Stai mai așa, mă. De ce? Să fac o poză. Eu te las, să mă duc. Da, da, da. Tu lasă-mă și du-te. Я уже встречи, вовень буни. Лучше дистрибуит. Попов, кто я ногу. Кой и рев, мэйт, мэй, ноу сау лор. Конечно, к ноу не рев. Лор де лок ну ли рев. Ну, дыжа бау. Я вот чища. Видец? Дружи! Luați și distribuiți, oameni buni. Cui rău, măi? Nou sau lor, măi? Unde-ți dus țara? Unde mai duceți mai departe, a? Unde o mai duceți mai departe? Dar ce să iau? Dar ce să... Când aveai nevoie de dosarul meu? A? Și m-ai dus la penitenciar, băi, criminalule, băi? Unde-ai dus țara, băi? Ia uite, unii la ăsta e în oglă acasă. Nu-i niciunul la arest la domiciliu. Gata să... V-ați eliberat de la arest la domiciliu. Da, hai, hai, Sasha, sau cum, Platon, Vova, sau cum îi vă chemau. Hai, Slava, hai, Sasha, ia câte-i-s. Luat și-i distribuit, ai văzut? Cartina repina priplâli. Iată așa, nici unul nu-i la două, dar ești cu scurtele-s totuna. Și o comandă de fotbaliște mă facem, a? Sau una UE facem. Ei, Popov! Dar te-am mai căutat de când te-o dat afară. Să mă bucur și eu, măcar o leacă, de lupta mea. Pentru tine, criminalule. A? Popov! Unde-i Racoviță? Mizerii măta! Mizerii măta! Ai înțeles ce-mi spune el mie? Mizerii, lua și distribuiți-l. Popov, lăstoie nouă glocasă. A? Ai mașină nouă? Ți-a pălit coptilul mașina? Ți-a pălit coptilul mașina. Te mete să o trimiți la psihiatru. Râsule, tu m-ai dus în penitenciar. Râsule, tu m-ai dus. Ia uite-l. Vedeți cu ce îmblă? Din mașină în mașină. Ușa îți dau lumea. Vedeți eu ce v-am spus vouă. Pitența să-i găsesc. Pitența să vă arăt. Strecea. Mesta strecei izmenit nelzea. Criminalii mai pun ceva la... Criminalii mai pun ceva la... La cale. Stoi în oglu și Popov, drujii, drujii, a? Ce vă arăt eu lume? Na, uitați-vă, ați văzut cum îi găsim, pe tot locul îi găsim. Ia că ce-a făcut el cu mine, criminalule, ștalharule, că eu te-am cătat pe deună, băi, te-am cătat, criminalule. Auie, stoi în oglu cu Popov, auie, lipădătură. Talharule și criminalule! Luați și distribuiți, oameni buni. Vedeți cum i-am găsit? Că aici trăiești, stoi în oglu. Vedeți? Eu v-am arătat. Distribuiți, distribuiți aici în parc, la iarbă verde, punem țara la cale. N-au treabă. Talharii ăștia n-au treabă. Vă dați seama, ia că a venit Popov, du-și benzină, du-te vină. Ce-a făcut pasul? Eu ținut 3 secunde în clietcă acolo, 3 zile și gata? Nici unul nu-i la arest la domiciliu. Nu-i? Popov de mult trăiește aici, oameni buni. Și cred că pun la cale parcul ăsta, cum să-l ieie. Adresa asta e circul. Ia uite-l, circul aici. E Floricănița. Floricănița, circul, da. Țin minte, Floricănița 7. Aici e Serafim Urecheanu cu dânsii împreună, șacalii. Cu măsa lui Șor, aici stă un... cu Valentina Bradu, procuroarea. Ia câte-i-s, oameni buni, ați văzut ce-a făcut ei cu mine? Îi găsesc la ori și pază îi vânez. Eu le-am spus, am și o pată, o umbră, o umbră, care ei ori steamă, tot timpul, ori steamă să stăi undeva, că apare de undeva olari. De undeva apare olari, înțelegeți? Ia câte-i-s, druzea tăvară, știa că e și circul? Circul, da, circ, ia câte-i, circul. Da, circul s-a închis și circul s-a mutat aici. Circul s-a mutat aici, ia încătați acolo, cine știe.
Stoianoglu este la arest la domiciliu sau nu-i? Lipădătura asta de Ruslan Popov și îmi spune el nici. Luați și distribuiți oameni buni. Popov și Stoianoglu, pun țara la cale. Unii-s Deacovii? Unii-s Deacovii? Îți duc la Deacov, ați înțeles? La Stoianoglu acasă vine Popov. Dar Stoianoglu se duce la Deacov. Că acolo și ies mai mari. Deacovii, frații. Distribuiți-i râsuri, lipădăture societății. Distribuiți-i și în continuare. Tietan să vă arăt. Distribuiți și scrieți-le mesaje. Le-a venit timpul la toți la oaltă. Așa am să facem pe urmă și cu pasul. Să nu gândească pasul că nu-i ating și pe dânsii pe urmă. Eu v-am spus, oameni buni, deja începe a strânge roadele, deja începe a câștiga bani. Eu am să vă arăt toate. Deja începe a câștiga bani. Am primul câștig și bunișor. Iacă asta e. Eu v-am spus, munca, culeg roadele. Eu culeg acum roadele. Dar eu scriu pe Popova, mușie, tot. Scriu tot, eu tot, eu și pe Colencu. Azi e al ușor ședința la Curtea de Apel. Azi e ședința al ușor la Curtea de Apel, 4 mai. Ce face pasul? Nu interesează. Le dau voie la toți, fug și fură amul pasul. Din tot ce se adună, tot pasul fură. Iată așa. Amul Stoianoglu a fugit de urma lui. Nu mai este frică, oameni buni. Nu ne frică deloc. Ați văzut cum mi-am prins bandiță aici în parc. Să odihneu. La umbră, bine. Bani au, benzină au, business-uri au, tot au. Tot au. Voi stați și munciți, dar ei stați așa la umbră aici. Înțelegeți? Sub copaci. Am o satisfacție când îi prind voi în aveți de ei. Și vă arăt tot. Cine ne-a condus țara? Și criminali, și lipădături. Popov, el are educație în trânsul. Eu lui Stoianoglu Dictor i-am spus, ar să te ducă la vale, Popov. Și am avut dreptate și i-am spus-o. Lumorari i-am spus, Popov, te așează în penitenciar. Și l-au așezat Morari, Popov, în penitenciar. Primul plecat în penitenciar, Popov, este Morari, Viorel Morari. Aduceți-vă minte, tot le-am spus. Nu aveți frică, oameni buni, eu nu am frică deloc. Am frică de unul bunul Dumnezeu. Îndrept telefonul la cer. Și atâta, ce să vrei, domnul, ce și e. Da, e că asta e Republica Moldova, vedeți? Bine, umbră, iarbă verde, admiră natura. Pățanii stau la războrci. Mai departe, pun la cale, club de fotbal. Vă spun eu și mai departe la cale. Credeți-mă și vă spun. Luați și distribuiți, nu aveți frică și de nou mai să vedeți ce le fac. Vă arăt tot de nou mai. Nu m-am temut eu atunci când era Dodon la putere cu Voronin. Și am îmblat pe 9 mai, dar Stoianoglu nu i-a amendat. Nici pe unul de la Dodon, care făceau Dofre și făceau prin Chișinău. Am să vă arăt acum tot. Tot am să-i filmez. Eu îl caut pe Dodon, pe Voronin și pe Greceană la 9 mai. Să-i găsesc cu panglică, să-i găsesc cu znăcioașe, să-i găsesc cu litere, cu tot mai departe. Luați și distribuiți și sănătate vă doresc la toți.